Doamnelor și domnilor, Richard Kleiderman, dați încă o dată aplauze, mulțumim! Și Filarmonica George Enescu din Botoșani, extraordinară prezența a domnilor lor. Kleiderman pleacă în noaptea asta spre Paris ca o ironie a sorții, din Botoșani la Paris, acolo unde se odihnește botoșeneanul Enescu, în cimitirul Père Lachaise. Dați-ne câteva minute de răgaz, mulțumim încă o dată!